Nenumărate semnale de alarmă au fost trase când Papa Francisc a transmis în 2024 avertizmente care sunt destul de terifiante pentru toți credincioșii. Avertizmentele sale șocând întreaga lume creștină, iar gravitatea mesajului său a stârnit, pe de-o parte, foarte multă curiozitate și, pe altă parte, a stârnit îngrijorări. Așa că în acest videoclip vom vorbi despre detaliile pe care le găsim în mesajul lui Papa Francisc pentru 2024 și avertizmentul său terifiant pentru omenire și, pe de altă parte, și ce înseamnă toate aceste lucruri pentru creștini. Bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, singurul loc în care veți găsi informații, documentare, știri, teorii incredibile, care sunt altfel decât ce vrea să vă prezintă mafia media. Dacă vreți să fiți la curent cu ce urmează să vă prezentăm în continuare, cu alte documentare și știri, desecretizări, ce le pregătim pentru voi aici pe canalul Adevăruri Secrete, nu uitați să apăsați pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta, astfel încât să fiți la curent cu ultimele noutăți. Nu uitați că Papa Francisc crede în iad ca într-un avertisment. În creștinism, iadul este descris ca un loc special pentru oamenii care nu se îndepărtează și care nu-și regretă păcatele. Bineînțeles, conform Bibliei, unii cred că se întâmplă acest lucru imediat după moarte, însă alții cred că are loc în timpul judecății finale, judecata de la sfârșit. Însă în ziua de astăzi, foarte mulți teologi au venit cu ideea că iadul este ca o consecință a refuzului de a fi aproape de Dumnezeu și de a respinge dreptatea, bunăvoința și corectitudinea sa. Papa Francisc, oameni buni, este un lider creștin foarte proeminent, care vorbește de foarte multe ori umanității. Acesta vorbește foarte ciudat și despre iad în diferite cazuri, sugerându-ne practic credința sa în iad. Prieteni ai canalului Adevăruri Secrete, nu trebuie să uitați că în anul 2014 Papa Francisc a îndemnat mafia să-și schimbe felul în care acționează, el menționând iadul și amenințându-i cu asta. În anul 2016, de asemenea, el a atenționat că cei care nu-și deschid inima lui Iisus Hristos și lui Dumnezeu vor ajunge, bineînțeles, în iad. Într-un interviu pe care acesta îl dă, el descrie iadul ca adevărul care ne ține departe pentru totdeauna de Domnul Dumnezeu. În 2015, o fată pune o întrebare foarte interesantă, chiar Papei Francisc. El întreabă de ce există iadul, dacă Dumnezeu până la urmă ne iartă pe toți. Papa Francisc îi mulțumește pentru întrebare și spune că o apreciază foarte mult și explică că iadul este ca o alegere, alegerea unui înger mândru de a fi departe de Dumnezeu, care își respinge singur iertarea. Voi ce părere aveți? Ce definiție ați da voi pentru iad? Lăsați gândurile și răspunsurile voastre în secțiunea de mesaje, însă să mergem mai departe. Iată ce spune Papa Francisc în continuare. Iadul este atunci când alegem să ne depărtăm de Dumnezeu, pentru că nu ne dorim dragostea Lui. Și acest lucru este o decizie pe care o ia fiecare dintre noi. Nu uitați că toți teologii moderni sunt în principiu de acord cu spusele Papei, ei susținând această idee modernă despre iad. Teologii moderni de asemenea ne spun că iadul nu este foc și nu este despre tot ce ni se spune biserică cu cazane de zmoală și oameni care sunt băgați acolo cu furci de către diavoli, ci că iadul este mai mult despre alegerile noastre și despre felul nostru personal de a spune nu lui Dumnezeu și dragostei pe care acesta ne-o poartă. Oameni buni, dacă credem că avem libertatea de a alege, trebuie să recunoaștem, trebuie să realizăm conceptul de iad. Căci spun teologii, atunci când ne închidem inimile pentru a iubi, când ne închidem inimile la iubire, de fapt, noi ne alegem singuri iadul, alegem iadul pentru noi înșine. Practic, prin aceste definiții, putem să înțelegem că iadul este ca și cum am fi fără dragoste, fără prieteni și fără relații. De asemenea, teologii moderni ne spun că Dumnezeu nu a creat de fapt iadul, ci l-am creat chiar noi prin alegerile pe care le-am făcut. Însă, vreau să vă aduc în atenție un aspect foarte important. Papa Francisc aduce în atenția tuturor venirea anticristului, sublinind diverse teorii. El a creat pentru prima dată teoria miliardarului bogat, care ar fi anticristul. Această teorie orbitează în jurul faptului că acest individ, anticristul, va fi o figură de rău augur, va fi un individ bogat și foarte influent, care va putea să conducă masele de oameni și să le influențeze de asemenea. Această teorie evidențiază faptul, oameni buni, că anticristul ar putea folosi bogății foarte mari pentru a controla guverne, pentru a controla țări și sisteme globale financiare. Toate acestea fiind inspirate din diverse pasaje biblice. Să luăm, de exemplu, un pasaj în Apocalipsa, 13:1. Aici este prezentată o imagine cu bestie, care se ridică, atenție, din mare și are 10 coarne și 7 capete. Oameni buni, teologii moderni interpretează aceste capete și coarne ca simbolizând diferite națiuni ale lumii sau grupuri de putere foarte bogate și influente.
Iar în tot acest context, Antichristul ar putea fi văzut ca manipulând toate aceste lucruri și conducând aceste grupuri influente, fiind implicat în corporații internaționale și exercitând influență politică în întreaga lume. Pasajele biblice din Apocalipsa 13:4 de asemenea menționează cum acest individ, Antichristul sau fiara, câștigă autoritatea asupra oamenilor, determinându-i pe aceștia să îi se închine și să-l aprecieze datorită puterii sale copleșitoare. Acest lucru evidențiază potențialul de influență al Antichristului, care va fi un individ bogat din societatea actuală, care are foarte multă putere la îndemână. Iar marea lui bogăție îi va permite să modeleze opinia publică și să ne influențeze pe toți dintre noi, controlând mafia media, controlând televiziunile și chiar influențând liderii politici. Este cam ce vedem de fapt că se întâmplă în jurul nostru astăzi. Nu uitați de asemenea că Apocalipsa vorbește și despre controlul economic și monetar. Apocalipsa 13:16-17, unde ni se spune că o a doua fiară introduce un nou sistem. Acest sistem, oameni buni, implică marca fiarei, un semn special care se va folosi la cumpărare și la vânzare. Asta ar putea însemna, de fapt, abilitatea Antichristului să manipuleze finanțele, banii de pe piețele globale și să supravegheze tehnologiile critice și foarte puternice, care pot să influențeze viitorul umanității. De asemenea, Papa Francisc a lansat și teoria liderului politic, care îl prezintă pe Antichrist ca o figură politică foarte carismatică și foarte iubită și influentă, care are un singur scop și anume să îi îndepărteze pe oameni de adevărata lor credință. Această teorie a stârnit speculații despre diversi lideri foarte prominenți politici. Care ar putea fi Antichristul astăzi? Printre ei se vehiculează Elon Musk, Vladimir Putin, Donald Trump sau Prințul Charles. Nu uitați că în învățăturile lui Hristos despre sfârșitul vremurilor, el menționează profeții falși, care îi duc pe mulți în rătăcire. Și acest lucru ne-ar putea duce la ideea că Antichristul nu vine din afara bisericii, ci ar putea să apară chiar din interiorul ei, folosindu-se de autoritatea religioasă pentru a ne submina credința către Dumnezeu și, desigur, pentru a-i înșela pe toți credincioșii. Nu uitați că apostolul Pavel a avertizat despre profeții falși și despre profesorii care vor aduce învățături destructive, introducând și noțiunile de corupție internă în interiorul bisericii. Iar toate aceste teorii induc faptul că Antichristul ar putea fi un lider apostat al bisericii, care va avea o tranziție și va trece și va deveni o figură publică politică. Însă, uitându-ne la toate aceste lucruri, este oare de fapt Papa Francisc falsul profet mincinos? Nu uitați că unii catolici cred că Papa Francisc ar putea fi ultimul papă, așa cum a prezins vechiul sfânt catolic, pe numele său Sfântul Malachia. El a făcut profeții despre viitorii papi, spunând că vor exista 112 papi, iar ultimul dintre ei va fi numit Petrus Romanus, sau în traducere Petre Romanul, și el va conduce în ziua judecății de apoi. Această predicție rămâne însă ascunsă până în anul 1590, când ea este publicată de fapt pentru prima dată. Așadar, această profeție a atras atenția foarte multor teologi, pentru că se crede că Papa Francisc s-ar încadra în această profeție, el fiind al 112-lea papă. Și aceste profeții au fost aduse în atenție după ce Papa Benedict al XVI-lea a renunțat la postul său. Și există mai multe incidente și citate și foarte multe lucruri dubioase sau suspecte în legătură cu Papa Francisc, care pot fi verificate foarte ușor și de către voi prin căutările pe Google. Și s-au întâmplat câteva lucruri care l-ar putea face, spun unii, pe Papa Francisc profetul mincinos. În 2013, de exemplu, Papa Benedict al XVI-lea a spus că va demisiona și un fulger a lovit atunci cupola Sfântul Petru, imediat după afirmațiile sale. Nu uitați că în primul sa discuție, discurs public, Papa Francisc i-a cerut în glumă lui Dumnezeu să îl ierte pentru că a fost ales. Și mulți creștini au văzut asta ca un semn rău. De asemenea, lojele masonice, oameni buni, l-au felicitat și au anunțat că vor veni schimbări foarte mari. De asemenea, Papa Francisc nu vede în faptul că Iisus a răspândit pâine la credincioși ca o minune, ci la faptul că doar a împărțit-o cu ei. De asemenea, îl face și o remarcă foarte ciudată, spunând că Sfântul Spirit este ca un apostol al turnului Babel. În 2014, Papa Francisc a făcut ceva care vă va îngrijora și vă va surprinde pe toți. El a găzduit primele rugăciuni musulmane și evreiești lecturate din Coran chiar la Vatican. De asemenea, în timpul unei ceremonii, porumbeii Zeei Păcii au fost atacați de o cioară neagră. De asemenea, el a spus că Biserica Catolică nu ar trebui să respingă căsătoria între persoanele de același sex și a vorbit chiar și despre botezul extratereștrilor. Iar când Papa Francisc a vizitat Iordania, a avut loc un cutremur chiar lângă granița cu Israel. Și nu uitați că el de asemenea crede în compatibilitatea dintre evoluție și creație. De asemenea, Papa Francisc, oameni buni, nu uitați, s-a rugat în moschea albastră din Istanbul, stând chiar lângă un lider musulman. Iar în 2015, Papa Francisc a afirmat că sufletele pierdute și rătăcite nu merg în iad.
ceea ce desigur contravine tuturor credințelor tradiționale catolice. De asemenea, în timpul unei liturghii în Paraguay, cel puțin 14 persoane au fost mușcate de șerpi în timp ce Papa Francisc ținea discursul. De asemenea, el a spus despre Iisus că nu a fost cu minte când era tânăr și că Iisus ar trebui să le ceară iertare Mariei și lui Iosif. De asemenea, Papa Francisc a sugerat că Ioan Botezătorul s-a îndoit de Iisus. Însă toate aceste fapte, toate aceste lucruri pe care le puteți căuta și voi și le puteți confirma singuri de pe internet, duc la faptul că Papa ar putea fi următorul anticrist? Ei bine, oameni buni, există un verset în Biblie care ne-ar putea duce la asta. Apocalipsa 17:9. În acest verset se vorbește, oameni buni, despre un sistem foarte rău, reprezentat de o femeie care se află pe o bestie, pe o fiară. Și versetul ne spune că cele 7 capete ale fiarei sunt cele 7 dealuri pe care stă femeia. Și nu uitați, oameni buni, că acum mult timp, știți, și astăzi de fapt se poartă denumirea aceasta, Roma a fost numită orașul celor 7 coline. Să fie asta total întâmplător? Lăsați-mi părerea și răspunsul vostru în comentarii. Asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Vă doresc o seară foarte interesantă. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, desigur, și să apăsați pe butonul de subscribe sau abonează-te și pe clopoțelul din dreapta dacă doriți să vizionați și alte materiale, informații, teorii incredibile și documentare de canalul vostru, de pe canalul Adevăruri Secrete.